10 noiembrie Ce este slava lui Dumnezeu? Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slave lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. 2 Corinteni 4,6 Slava lui Dumnezeu este caracterul său. Când Moise se afla pe munte, mijlocind cu stăruință pentru popor înaintea lui Dumnezeu, el s-a rugat, Arată-mi, te rog, slava ta! Ca răspuns, Dumnezeu a declarat, Voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și eu am milă de cine vreau să am milă. Atunci a fost descoperită slava lui Dumnezeu, caracterul său, și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul, Domnul Dumnezeu este plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și adevăr. El care își ține îndurarea până în mii de generații, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu ne socotește pe cel vinovat, drept nevinovat. Exodul 33 cu 18 și 19, și 34 cu 6 și 7. Acest caracter este descoperit în viața lui Hristos. Pentru a putea, prin exemplul personal, condamna păcatul în trup, el a luat asupra lui asemănarea trupului păcătos. El a privit neîncetat asupra caracterului lui Dumnezeu și a descoperit continuu acest caracter înaintea lumii. Hristos dorește ca urmașii săi să dea pe față în viețile lor același caracter. În rugăciunea sa de mijlocire pentru ucenicii lui, el a declarat Eu le-am dat slava, adică caracterul, pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip de săvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m trimis și că i-ai iubit cum m -ai iubit pe mine. Ioan 17, cu 22 și 23 Nici astăzi el nu și-a schimbat scopul de a-și curăța și sfinții biserica. Ca să înfățișeze înaintea sa această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Efesen 5, cu 26 și 27 Hristos nu putea cere Tatălui să reverse asupra celor ce cred în El un dar mai mare ca acela al caracterului pe care El însuși l-a descoperit. Ce bucurie este cuprinsă în cererea sa! Ce plinătate a Harului are privilegiul să primească fiecare urmaș al lui Hristos! O, dacă am putea aprecia mai deplin cinstea pe care ne-o face Hristos! Purtând șugul său și învățând de la el, devenim asemenea lui în aspirații, în blândețe și smerenie, în mirosul plăcut al caracterului.